Când am primit invitația să vin să vorbesc la TEDx, i-am dat forward soțului meu și i-am scris în subiect: m-am ajuns! Pentru că în mintea mea deja aveam toate scuzele ca să nu vin. Deja mă gândeam, păi cum, pe 27 octombrie e ziua lui Amza, face un an, nu am cum să vin. Păi am o grămadă de treabă, e foarte scurt timpul, trebuie să filmez un videoclip, am repetiții la teatru, nu am timp să vin. Și de ce mă cheamă la TEDx? De ce nu mă cheamă la TED? Mai bine, adică, deja... apoi m-am gândit că astea nu sunt decât nesiguranțele mele, nesiguranțe și frustrări pe care le avem toți. Și m-am gândit să vin să vorbesc despre asta, să dezvolt un pic subiectul ăsta și despre faptul că aceste nesiguranțe și frustrări pot avea efecte dăunătoare în jurul nostru. Și cum mă gândeam eu așa că nu am cum să vin, mi-am amintit de o poveste. Soțul meu era la plimbare cu Pavel, cu băiețelul nostru mai mare, care are 3 ani, și se plimbau pe la Facultatea de Arhitectură, unde sunt niște construcții în formă de trepte mai înalte, de diverse înălțimi, și Pavel se urca pe ele și când a ajuns la una mai înaltă decât el, care părea imposibil de cățărat, s-a oprit și a zis: it's possible, it's possible. Da, nu vreau să trageți concluzia doar că Pavel vorbește engleză, asta este un alt subiect, dar așa fac și eu acum, când dau de ceva care pare imposibil, mă opresc un pic și, bă, dar parcă totuși poate că aș putea. Și am început să mă pregătesc, să mă uit din nou la discursuri pe care le știam, TED, și la toate discursurile pe care le știm toți și ne motivează, discursuri inspiraționale, pentru care ați venit aici și sperați că se va petrece unul memorabil chiar acum în fața voastră. Chiar să știți că dacă vă plictisesc în orice secundă, puteți să ridicați mâna și să ziceți: nu vrei să cânti un cântecel sau să zici un monolog? Sunt pregătită, am un plan B. Tot timpul trebuie să ai un plan B. Eu, atunci când e vorba despre orice altceva de făcut decât de cântat sau de jucat, mă consult cu soțul meu, el este planul meu B. Ne-am cunoscut de foarte mici și am crescut împreună și ne-am maturizat unul pe celălalt. Și acum l-am întrebat pe el ce crede despre chestia asta, să o fac sau să nu o fac. Și el a zis: bineînțeles că trebuie să o faci, și mi-a făcut cadou cartea asta. Vorbește ca la TED. Deci am venit foarte bine pregătită, să știți. Sunteți pe mâini bune. Stai acolo. Da, asta spuneam, că nu e întâmplătoare treaba cu planul B. Noi doi suntem împreună, funcționăm cel mai bine împreună, suntem varianta noastră cea mai bună. El și copiii mei sunt insula mea de siguranță, locul de unde mi-au forța să fac tot ce fac. Acum vreau să vă, probabil, nu știu cât știți, eu sunt turcoaică, sunt de aici din Constanța. Am crescut în comunitatea de turci de aici din Constanța, o comunitate atât de bine absorbită că nu m-am simțit niciodată străină. Din contră, m-am simțit întotdeauna și româncă și turcoaică. Am știut tot timpul că sunt diferite, dar nu într-un sens bun sau rău, pur și simplu am știut că sunt diferite. Dar știam de unde sunt, a cui sunt, și asta mi era suficient. Și acum, adult fiind, îmi dau seama cât de importantă este senzația asta de apartenență, cât de important este să ai rădăcini puternice, despre care vorbea și Ioana mai devreme. Rădăcinile astea sunt locul de unde ne luăm forța să facem lucrurile bune pe care le facem în lume. Pentru că comunitatea din care facem parte, țara, până la urmă, este locul de unde ne luăm rădăcinile. Este senzația aia pe care o ai atunci când ești plecat din țară, la capătul lumii, cum mi s-a întâmplat mie la El Fin del Mundo, și treci pe lângă un grup de oameni care vorbesc românește. Și nu te aștepți. Nu-ți vine să te duci să iei în brațe? Mie-mi vine, nu știu, știu că sunt român care reacționează altfel, dar mie-mi vine să mă duc să iau în brațe, deși nu-i știu. Și vine să zic: hei, ce faci? Să povestim, deși nu ne cunoaștem. Dar avem chestia asta în comun. Îi știu mai bine pe ei decât pe oamenii din țara aia care vorbesc altă limbă decât mine, pentru că oamenii ăștia, grupul ăsta de români, fac parte din ce fac și eu parte.
sunt parte din mine, într-un fel. Și la asta mă gândeam, că senzația asta este o chestie de putere, de care ar trebui să fim mai conștienți. Și mai ales atunci când ni se pare că suntem complet diferiți, că nu suntem de acord în nimic. Și e normal să nu fii de acord în toate privințele, dar mi se pare că, deși suntem foarte diferiți, avem religii diferite, naționalități diferite în România, partide politice diferite, dar eu cred că suntem mai că avem mai multe lucruri care ne leagă decât lucruri care ne separă. Eram la Oradea, am avut spectacol și mă întorceam în avion, era revista din avion și era un articol acolo care scria despre lucrurile bune care s-au făcut în Oradea și cât de multe lucruri s-au schimbat, ce clădiri frumoase, străzile, s-a lucrat foarte mult, este un oraș foarte frumos și omul care scria articolul era atât de entuziasmat de chestia asta încât a ajuns până la să spună că este atât de frumos că te simți de parcă ai fi în altă țară. Păi, și când aud chestia asta, și eu surcoi că mă enervează tare de tot. Nu ești în altă țară, ești în Oradea, care e parte din România și ți se întâmplă și în Constanța, ți se întâmplă și în București, ți se întâmplă și în Brașov, ți se întâmplă și în Iași, și că eu mă plin destul de mult cu spectacolele și da, nene, nu te simți în altă țară, ești în țara ta. Și mi se pare că suntem nedrepți, că ok, eu acum că țara noastră face 100 de ani, din care 42 a fost în comunism. 42 de ani în care putea să crească și să devină cea mai bună variantă a ei. Dar nu i s-a întâmplat asta. Și mi se pare că se nedresc ca de parcă e ca și cum i-ai spune unei femei care a fost bolnavă de cancer, că și acum își revine și începe să așa? Și tu te duci și zici: "Păi, bine, dar nu prea arăți ca Kate Moss." Dar bine, normal, încă nu, dar stai. Și mai avem niște reflexe de astea. De câte ori ceva se întâmplă prost, nu merge bine, reflexul instantaneu este să zicem: normal, România. Treabă românească, normal. De ce? Am un exemplu cu chestia asta. Îmi povestea soțul meu, a fost plecat, s-a întors în țară și a intrat la toaletă să se spele pe mâini. Și era un domn care era la un aparat, încerca să se usuce și nu pornea aparatul ăla, nu voia să pornească și ăsta s-a enervat și a zis: România. Și soțul meu s-a dus la baie, s-a întors, s-a spălat pe mâini, s-a dus la același aparat, care nu era românesc, asta nu mai contează, și care a pornit. Același aparat. Ce se întâmplă? Despre ce este vorba? Și mă gândesc, mă întorc la nesiguranțele și frustrările de care vorbeam la început. Nu-i cumva vorba despre asta? Nu-i cumva vorba despre propriile noastre neajunsuri, nemulțumiri? Nu-i cumva vorba despre asta? Și de ce spunem când este vorba despre ceva prost că-i treabă românească? Am copii, după cum ați aflat, și aș vrea să-i protejez de treaba asta. Aș vrea ca ei să nu fie contaminați de ideea asta. Și mă gândesc, ce putem să facem? Poate că e vorba despre noi și că ar trebui să pornim de la noi, ca noi să fim agenții schimbării, să schimbăm treaba asta. Să schimbăm. De când se întâmplă o treabă românească bună, atunci să zicem: da, nene, românească bună. Este o chestie bună pentru că este românească. Cât ne-ar lua să facem asta? Să începem de azi, de peste o oră, de mâine, de peste un an. Să începem, când îți vine să spui este prost pentru că e românesc, nu spui, atâta doar nu spui. Poate că o gândești încă, nu o spui. Și o spui atunci când se întâmplă ceva bine. Cât ne-ar lua? Pentru că eu sunt actriță și știu că vorbele au o forță extraordinară. Știu că pe măsură ce repeți și repeți și repeți un lucru, începi să-l crezi. În momentul în care crezi, începi să fii ceea ce spui, să devii ceea ce spui. Hai să îi întoarcem sensul. De asta am venit aici. Da, asta vreau să zic. Pentru că și vă pusesem cu bilețelele astea misterioase.
care vă rugați să vă scrieți numele, profesia și locul de unde veniți. Pentru că vreau să vă întreb, când alegeți să mergeți la un spectacol în care joacă, nu știu, cineva care vă place, Horațiu Mălăele, sau, nu știu, alegeți să veniți la un concert de-al meu sau un spectacol de-al meu, o faceți pentru că aveți convingerea că va fi o treabă făcută bine. Eu fac treaba bine. Sunt foarte conștient atunci când am ceva de făcut că am grijă să fie făcută bine. Așa și Victor Polimat, o să-mi trească să-mi explici ce înseamnă asta, din București, eu sunt convinsă că își face treaba bine. Pentru că eu îmi fac treaba bine, sunt convinsă că și Victor își face treaba bine. Și că Iulian, marketier, din Constanța, își face treaba bine. Și că Mihai, navigator din Constanța, sunt convinsă că își face treaba bine. Și oamenii ăștia pe care i-am tras eu la întâmplare nu sunt excepții. Eu cred că toți ceilalți despre care auzim mai des, ăia sunt excepțiile. Și dacă ajungi să fii mulțumit în realitatea ta, în mica ta realitate, atunci este momentul să ieși și să vorbești despre asta. Și asta am venit eu și am făcut astăzi aici. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat și vreau să vă las cu ceva care mi-a plăcut mie. Este născută în Anglia la 29 octombrie în 1875, vine în România când avea 17 ani și moare în țara pe care ajunge să o iubească, țara al cărei popor ajunge să o numească mama tuturor. Trupul lui este îngropat la Curtea de Argeș, iar inima este acum la Bran. Ea a spus așa: te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele, frumoasă țară care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă țară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă am împărtășit-o atâția ani, al cărei vis strămoșesc l-am visat și eu și mi-a fost îngăduit să-l văd împlinit. Fii tu veșnic îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică printre alte națiuni, să fii cinstită, iubită și pricepută. Dar mai presus de toate, amintește-ți poporul meu că te-am iubit și te binecuvântez cu ultima mea suflare. Regina Maria României a spus asta. Când am citit vorbele astea, m-am regăsit cumva în ele, pentru că ea este un om străin venit în România, care a avut și ea propriile ei nesiguranțe, dar a devenit româncă și cât de bine a făcut-o. Și mă gândeam, ce te face să ajungi să spui așa ceva? Ce te face să zici vorbele astea? Și mă gândesc că probabil te face conștiința ta împăcată. Să te uiți în oglinda sufletului tău și să fii împăcat cu ceea ce ai făcut. Să fii împăcat că ți-ai făcut treaba bine. Și e simplu. Cred că toți putem să scăpăm de nesiguranțe. Și vreau să vă mai zic că să știți că de câte ori lucrurile în țara asta au fost făcute prost, a existat o șansă să fie făcute bine și încă mai există șansa asta. Vă mulțumesc!